Bine ați venit la Horoscopul Banilor, aici, pe canalul de YouTube Playtech Știri. Sunt Remus Ionescu și în această ediție tratez capitolul financiar pentru fiecare dintre zodii în săptămâna 7-13 octombrie. Vom vedea că este o săptămână relativ liniștită. Totuși, are o zi oarecum ieșită din comun, destul de încărcată în aspecte astrologice ziua de marți. Sigur, poate că nu totul se întâmplă marți. O fi o pregătire din ziua de luni, o fi o urmare ziua de miercuri. Important este că, într-adevăr, începutul de săptămână, prima parte, este ceva mai aglomerată. Aspectele din această săptămână, aspectele astrale sunt, cum spuneam, ziua de marți, trigon, Venus, Marte și tot atunci un trigon Mercur, Jupiter. Știți bine, am menționat într-o ediție anterioară că nu pun prea mare preț în general pe trigoane, să spunem pe sextile, doar că există niște perechi de planete destul de importante. Sunt trei perechi, chiar patru am putea zice. Deci una este Mercur-Jupiter, a doua este Venus-Marte, exact acestea care formează un trigon în ziua de marți. Apoi mai avem Lună-Saturn și Soare-Saturn. De ce? Pentru că ele... aceste planete guvernează și niște axe astrologice, astfel încât, referindu-ne, da, bineînțeles, strict la relații între cineva, între vânzător și cumpărător, între cel care face, efectuează, prestează serviciu și beneficiar. Deci se poate întâmpla ceva, cu siguranță se întâmplă ceva, se ajunge la un acord în această perioadă, este o comunicare destul de intensă. Mergem mai departe, tot în ziua de marți, ceva mai târziu, are loc o poziție Lună-Jupiter. Totdeauna menționez opozițiile și conjuncțiile, cele mai des, evident, sunt ale lunii. Opoziție Lună-Jupiter, apoi Lună-Mercur, iată că închide parcă acolo un circuit Lună-Mercur-Jupiter. În noaptea de 10 spre 11 are loc o poziție Lună-Marte, iar duminică seara Mercur intră în semnul Scorpionului. Bineînțeles, mai multe vorbi de această schimbare a lui Mercur în săptămâna care urmează, că până atunci, totuși, Mercur este în balanță. Ei, cum spuneam, este o săptămână cumva cu sare și piper, sunt tot felul de situații, vom vedea în astrologice, vom vedea în ce măsură, cum ne influențează pe fiecare dintre noi. Să începem așadar cu zodia berbecului. Până atunci vă fac totuși invitația, ca să fiți la curent cu horoscopul nostru, să vă abonați la canalul de YouTube Playtech Știri, să apăsați butonul pentru notificări ca să le activați, să știți când se lansează emisiunea și, bineînțeles, dacă vă place, să puneți întrebări, să lăsați acolo un like, un comentariu. Începem așadar pentru nativii zodiei berbec. O perioadă pentru ei în care accentul cade pe casă, locuință, familie. Sigur, asta nu înseamnă că nu facem altceva, dar pentru ei sunt foarte importante. Evident că acestea foarte bine pot aduce și cheltuieli, investiții, bineînțeles, e o zonă importantă. Deci acolo, în cea mai mare parte, se duc, să spunem, banii lor în această perioadă. La viața de zi cu zi, bineînțeles, perioadă în care Soarele și Mercur, în semnul balanței, îi trage, îi îndeamnă, îi stimulează pe ei, pe nativii berbec, pentru cei care, hai să spunem, au activitate independentă sau care lucrează în domeniul vânzărilor, îi stimulează, cum spuneam, să caute clienți. Reușesc să ajungă, să abordeze, să trateze, să negocieze, să prezinte marfa, oferta, produsele, serviciile lor. Cum spuneam, chiar în ziua de marți, un trigon acolo, un Mercur-Jupiter, pe ei îi afectează sau îi influențează ceva mai puțin, dar foarte bine poate să semnalizeze acest trigon o înțelegere, o transmitere de informații destul de importante, ceva care îl poate convinge pe celălalt, da, să ajungă la un acord cu el, cu nativii berbec. Tot în ziua de marți, iată, la fel de important, un trigon între Venus și Marte, Marte guvernatorul lor al berbecilor, poate fi vorba, evident, ceva de bani. Bani însemnând plăți. Plăți, că este vorba despre
aspecte mai vechi, știu eu, produse livrate, servicii deja prestate. Oricum, important este că se poate ajunge la un asemenea acord. De asemenea, dacă ei, cumva, berbecii au solicitat, caută un împrumut, foarte posibil ca în prima parte a săptămânii să fie anunțați că acesta li s-a acordat. Ce fel de împrumut? Da, foarte bine, poate să aibă legătură, bineînțeles, cu Marte din casa a patra, adică un împrumut legat pentru reparații, îmbunătățiri în locuință, sigur tot felul de lucruri pe care le vrem schimbate, ceva care să aduc un plus. În cazuri deosebite, mai rar, foarte bine poate fi vorba și despre un credit imobiliar. În ansamblu, este o săptămână bună, cum spuneam, pentru cei care sunt în căutarea unor noi clienți. Pentru nativii zodiei Taur, Venus, guvernatorul lor, în semnul Scorpionului, în casa a șaptea, asemănător berbecilor, dar aici parcă este un plus totuși. Relații bune. Relații bune, evident, de afaceri, întâlniri, negocieri, și ei sunt în căutarea unor clienți, găsesc oameni deschiși, dornici, disponibili, interesați de produsele, serviciile lor. Aici, sigur că este un aspect, au de câștigat cei care sunt disponibili, dispuși să facă deplasări, să facă eventual naveta, este mult de lucru pentru ei, pentru nativii Taur în această perioadă. Cu siguranță nu se pot plânge de faptul că nu sunt solicitați, căutați. Dimpotrivă, tocmai de aceea spuneam că foarte posibil ei, da, Taurii sunt dornici să lucreze, să activeze, dornici să facă bani, bineînțeles, și foarte posibil să accepte acele solicitări care nu sunt chiar de lângă ei, ci care implică, cum spuneam, niște deplasări. La început de săptămână, luni și marți, destule, hai să spunem, niște plăți, niște cheltuieli, vor să-și eventual să-și asigure niște materiale, vor să scape de asemenea de rate, angarale, tot felul de datorii. Se bucură că au de unde să facă acest lucru. În plus, da, foarte important, se gândesc ei, nativi Taur, cei care lucrează direct, prestează servicii, se gândesc la lucrurile pe care le pot învăța din activitatea lor, deci este o perioadă bună, foarte bună pentru cei mai tineri, cei care sunt dornici să capete experiență, au de la cine să capete experiență, sunt puși să facă, să efectueze mici sau mai mari lucrări, să fie acolo mâna dreaptă, sunt învățați. Acesta este un câștig destul de important pentru ei, pentru nativii Taur. La fel de important, bineînțeles, pentru că ne interesează pe toți viața de zi cu zi, sunt și câștiguri financiare. Cum spuneam foarte bine, poate fi vorba despre un plus în prima parte a săptămânii. Pentru nativii zodiei Gemeni, la început de săptămână, luna în casa a șaptea, în semnul săgetătorului, întâlniri, discuții, negocieri, poate că sunt deocamdată, știu eu, nu doar niște telefoane, semnale, mesaje, când am putea să ne întâlnim, când am putea să discutăm. Evident, sunt destul de importante și acestea. De asemenea, tot la început de săptămână, da, poate fi vorba despre ceva mai serios, să li se propună, știu eu, o colaborare, să fie solicitat, să participe, să ajute pe cineva în această perioadă. În mare, în ansamblu, este de menționat, de observat acest fapt că ei, gemenii, sunt în bună măsură solicitați, apreciați, căutați. În mare, cum spuneam, și este vorba despre mai multe luni, până și în prima jumătate a anului viitor, pot să acumuleze, pot să strângă, pot să fie mulțumiți de ceea ce câștigă. Revenind la săptămâna aceasta, Marte continuă să fie în semnul racului, în casa a doua banilor, cu siguranță cheltuieli. Aici evident că sunt niște cheltuieli care au destulă strânsă legătură cu activitatea lor. Dar activitatea, bineînțeles, poate să implice
cheltuieli legate de mașina cu care se deplasează, de, cu îmbrăcămintea pe care o folosesc, sunt tot felul de cheltuieli pe care trebuie, vor să le fac acum. De ce trebuie? Pentru că Marte de multe ori semnalează și niște, știu eu, încurcături, pagube, situații neașteptate care necesită cheltuieli. Din acest punct de vedere, mai delicate sunt zilele de marți, miercuri, joi, cine știe ce se întâmplă, ce urgență apar, de ce spun atenție la aceste zile, marți, miercuri, joi, cine știe, dacă la momentul respectiv li se năzare, deci nu este vorba despre urgență, li se năzare să facă o cheltuială, o investiție, bine este să fie atenți la toate condițiile de acolo din oferta respectivă, pentru că aici se prea poate să fie niște încurcături, cine știe, graba strică treaba, poate că plătesc prea mult pe ceva, evident, ce nu face. Există acest risc. Din fericire există și lucruri bune. Spuneam mai devreme de acel trigon între Mercur și Jupiter, exact pe ei, în bună măsură, îi vizează. Jupiter este în semnul lor, Mercur este guvernatorul lor și atunci, foarte bine, pot ajunge la un acord destul de important. Foarte bine că este vorba despre un contract care se semnează sau, pur și simplu, o bună relație cu un cineva. Important este că sunt zile deosebite. Bine este ca ei, nativii Gemeni, să fie atenți, să sesizeze, să observe dorințele, interesele, preferințele celor cu care negociază în acele zile, pentru că cu cât mai bine se pliază pe acelea, cu atât mai mult vor avea de câștigat pe termen mai lung. Una peste alta perioadă bună, foarte bună pentru ei, pentru că cum necum reușesc să găsească soluțiile, variantele, să impresioneze pe cineva cu cunoștințele, cu ce oferă, cu capacitatea lor de a descoperi chichițe, amănunte și a merge, cum spuneam, cu ofertă, ofertă în sensul propunere, mai degrabă, propunerea de soluții exact potrivite, potrivite cu care rezolvă problema. Pentru nativii zodiei RAC, Marte în semnul lor. Neliniștiți, agitați, dornici de noutate, de schimbare. Acum, schimbare foarte bine poate să însemne la ei disponibilitate de a se angrena, de a răspunde unor solicitări neașteptate, destul de diferite față de activitatea lor obișnuită. Vor să încerce, vor să învețe, au curaj, sunt dispuși să riște. Acum riscul acesta, da, sigur, nu înseamnă că este ceva exagerat, extraordinar, pentru că sunt niște aspecte aici care ne spun că există și ceva legat de prudență, de înțelepciune, există o limită în aceste riscuri pe care sunt dispuși să le asume. Și ei sunt destul de motivați, de interesați de casă, locuință. Acest lucru însemnând și, bineînțeles, niște reparații pot fi foarte bine, investiți în aparatură electrocasnică, spuneam mai devreme că vor să schimbe ceva, ceva ce nu funcționează, ceva ce nu mai arată cum trebuie. Vor să fie liniștiți. Pentru ei casa este foarte importantă, pentru că influențează în bună măsură starea lor de spirit. Pe de altă parte, da, foarte bine, poate fi vorba despre niște cheltuieli, investiții în cine? În copiii lor, bineînțeles. Vor să se implică, vor să le ofere tot ce este mai bun. Sigur, este o cheltuială financiară, bineînțeles, este și un consum de timp. Vor, se bucură, sunt alături de ei, de cei mici. La aspecte practice legate de bani, deci în primul rând să spunem că el accentul cade pe cheltuieli, dar din fericire pot apărea și tot felul de mici câștiguri financiare din activitatea lor, din munca actuală. Foarte bine poate fi vorba și despre ceva din urmă. Din acest punct de vedere, Venus este un mare ajutor pentru ei în această perioadă. Mai sunt câteva zile în care Venus se află în semnul Scorpionului. Pentru nativii zodiei Leu și pentru ei, în ansamblu, este o perioadă bună.
cu Jupiter în casa 11-a, casa 11-a se referă la bani din activitate proprie, la banii patronului, deci salariile în general, evident, la modul foarte practic, bună perioadă pentru câștigurile lor. De asemenea, se gândesc eventual, bucuroși, încântați de rezultatele obținute recent, unii dintre ei se gândesc să participe la niște cursuri, să afle, să vadă, să se informeze, cine știe, poate că își fac niște abonamente, am putea spune, dacă nu există ceva gratis, să-și facă abonamente la reviste de profil, să cumpere, să investească în cărți, compendii, vor să știe, vor să afle, vor să fie la curent cu noutățile. Evident, este o cheltuială, o investiție bună, foarte bună pentru ei, pentru viitorul lor. În ansamblu, sunt oarecum într-o perioadă de șlefuire, de acumulări, da, intelectuale. Cum spuneam, poate că nu este mare deranj, mare stres pentru ei în ceea ce privește câștigurile. Jupiter acolo, în semnul gemilor, în casa 11, are grijă de ei din acest punct de vedere. Pentru nativii zodiei Fecioară, Mercur, guvernatorul lor, în semnul balanței, în casa banilor, tot acolo este și soarele. Sunt niște aspecte bune, favorabile lor, da, trigonul cu Jupiter în casa, cu Jupiter în semnul gemilor, pentru ei, pentru nativii Fecioară, în casa a 10-a. Deci, legat de activitatea lor profesională, legat de afaceri, legat de locul de muncă. Deci, evident, de la caz la caz, după domeniul lor de activitate, pot obține bani. Sunt căutați, sunt tranzacții, sunt căutate serviciile lor, se vând produse pe care le scot la vânzare, că sunt ele pe net, că sunt într-un magazin. Una peste alta nu putem spune, nu pot spune ei că se plâng de lipsă de activitate. Din fericire au dispărut opozițiile cu semnul, cu Saturn din casa a 7, asta înseamnă că eventuale incidente anterioare foarte posibil să se fie rezolvat, să trece peste ele, sunt mulțumită partea cealaltă de felul cum au răspuns ei nativii Fecioară și în continuare poate să meargă foarte bine o relație, cum spuneam, ceva pe termen mai lung. Unii dintre ei pot fi solicitați pentru, să spunem, noi proiecte, noi activități. Marte este în semnul Racului, casa 11-a. Oricum, una peste alta, sunt dornici să-și sporească veniturile. Există aceste șanse. Foarte bine, șansele pot apărea prin intermediul cuiva cu care se știu de mult, cu care au colaborat, care le cunosc potențialul, felul de a fi, activitatea lor. Una peste alta, important este că sunt recomandați. O atenționare pentru ei, pentru nativii Fecioară, pentru zilele, știu eu, miercuri, joi, pare să fie vorba despre o cheltuială. O cheltuială făcută din, nu știu, din larghețe, am putea spune foarte bine, poate fi vorba și o cheltuială, știu eu, un fel de mulțumire, de recompensă pentru cei care cândva le-au fost mai de mult, mai de curând, le-au fost de folos, le-au fost de ajutor. Da, foarte bine, poate să fie o tratație, să achite ei masa la un restaurant, oricum cheltuieli pe care le fac de drag, de bucurie. Pentru nativii zodiei balanță, perioadă destul de importantă, dinamică, am putea spune, nu este nevoie de prea multe căutări, foarte posibil ca acestea să le fi făcut deja. În această perioadă, Soarele, Mercur sunt exact în semnul lor, Marte în casa 10. Și atunci, ei sunt activi, dinamici, dornici de noutăți, nu se pot plânge că nu au energie, că nu sunt căutați. Dimpotrivă, se prea poate, sigur, de asemenea depinde de domeniul lor, de specificul locului de muncă, presiuni din partea șefilor asupra lor. Pentru unii sunt niște teste. Ia să vedem, poți să faci asta? Sigur, poate că nu se pune sub această formă.
problema, însă li se încredințează noutăți, sarcini, responsabilități, sunt testați, vor să vadă cum de către șef, da, șefii vor să vadă cum nativii balanță fac față unor situații stresante sau urgente, pentru că este aici un aspect cumva de urgență, de impunere, este un fel de testare, spuneam mai devreme, este loial, răspunde repede, ne putem baza pe el ca eventual când vor apărea lucruri deosebit de importante să mergem direct acolo la țintă. Una peste alta, aceste teste evident că înseamnă și niște șanse, în special pentru cei mai tineri. Sub aspect financiar, bineînțeles, Venus, guvernatorul lor, în casa a doua le aduce tot felul de șanse, adică am legătură cu cele menționate anterior, acest lucru înseamnă și că funcție de rezultate în acele situații, condiții, cum spuneam, complexe, tensionate, eventual cu o caracter de urgență, pot fi însoțite și de niște plusuri, bonusuri pentru activitatea lor. Cu atât mai mult, evident, și dacă sunt într-o activitate pe cont propriu și răspund unor dorințe, nevoi urgente ale beneficiarilor activităților. Aspecte bune în plan financiar pentru ei, pentru nativii balanță în această săptămână. Scorpionii. Marte, guvernatorul lor în casa a noua. Este activ, este bun, este binevenit prezența lui Venus în semnul lor a scorpionilor. Una peste alta, important este că se gândește lumea la ei. Lumea, evident, însemnând parteneri de afaceri, clienți, potențial clienți, mai vechi, mai noi. Important este că sunt căutați. Acesta este lucrul cel mai important. Mai delicată este prezența Soarelui și a lui Mercur în semnul balanței în casa 12-a. Poate că ei nu sunt în cea mai bună formă. Acest lucru sigur că poate să însemne și o chestiune cumva interioară. Nu am chef, nu am toane, nu mă simt bine, m-am odihnit destul la noapte, nu știu ce să fac. Acest lucru, evident, este cunoscut doar de ei, pentru că cei care apelează la ei, la nativii scorpion, vin cu toată încrederea, spuneam mai devreme de acel Venus în semnul scorpionului. Deci, una peste alta, pot veni niște bani chiar la începutul săptămânii, câte vreme este luna în semnul săgetătorului în casa a doua. Sunt niște bani pentru activitatea pe care o prestează exact acum, sau serviciile sau produsele pe care le livrează, poate fi foarte bine și vorba despre ceva din urmă. Pe de altă parte, spuneam mai devreme de o stare a lor cumva interioară, foarte bine, aceasta poate face, stimula, încuraja să-și mai dorească zile petrecute undeva la munte, într-o stațiune, cât se poate, la sfârșit de săptămână, care măcar dacă se poate. Evident, acest lucru înseamnă și niște cheltuieli, dar în aceste condiții nu sunt cheltuieli, este ceva pentru sufletul lor, relaxarea lor, bucuria lor, bucuria celor mici, a familiei, bineînțeles. Din acest punct de vedere, da, cheltuieli. Nativii săgetători. Jupiter, guvernatorul lor, în casa a șaptea, îi face deschiși spre, pe de o parte, spre competiție, concurență, în sensul că vor să știe ce fac cu cei noutăți, vin ceilalți, evident, să ia și ei măsuri în consecință. Pe de altă parte, îi face deschiși spre colaborări, spre asocieri. Ei sunt căutați, dacă își anunță, își dorința, disponibilitatea, foarte bine apar solicitări pentru ei, luni, marți, din acest punct de vedere, da, zile pline, am putea spune. Este bine de observat fiecare dintre noi, când luna trece prin semnul nostru, exact atunci suntem cumva căutați, asaltați de mesaje, și dacă sunt doar salutări, și dacă sunt complimente, întrebări, ce faci, cum mă duci, tot este bine. Este foarte important că se gândesc la noi și la momentul respectiv, dacă apare ocazia, dacă este nevoie, bineînțeles că
suntem căutați. Ei, asta li se întâmplă săgetătorilor la începutul săptămânii. Ai produsul respectiv, poți să vii, ai programul deja făcut, poți să-mi dai o mână de ajutor. Cum spuneam, evident depinde de domeniul de activitate. Un plus în continuare pentru ei, pentru nativii săgetători, în această săptămână, prezența lui Soarelui, a lui Mercur în casa 11-a, chiar și cei care, lucrează la, hai să spunem, poate nu la stat, dar totuși într-o activitate în care salariul sau pachetul salarial este legat destul de strâns de rezultatele lor, de vânzări, de încasări, da, bune șanse de câștiguri suplimentare în această perioadă. Cei care activează pe cont propriu, bineînțeles, pot întâlni clienți mai importanți, apar contracte mai serioase, surse, oricum, suplimentare de venit. Rămâne problematică în continuare prezența lui Marte în semnul Racului. Sunt din urmă niște bani pe care trebuie să-i dea, poate că acum li se solicită și un împrumut, stau ei pe gânduri, dar nu o să stea foarte mult, parcă sunt destul de dispuși să scoată niște bani din buzunar, mai ales în zilele de marți, miercuri, joi. Evident, poate fi, se pot gândi să facă cumva, dacă așa este situația, să poată să facă o compensație, vor vedea ce măsură, da, se ține cont, evident, de o colaborare, de o relație anterioară. Nativii zodiei Capricorn. Da, putem face mențiunea aceasta pentru toate semnele cardinale, sunt trei planete, Soarele, Mercur și Marte în semne cardinale, asta înseamnă că ei sunt într-un fel favorizați, sunt dinamizați, am putea spune, de voie, de nevoie, ceva se întâmplă, ritm rapid în această perioadă. La modul concret, pentru ei, pentru nativii Capricorn, Marte în casa 7-a poate aduce, hai să le spunem, nu neapărat conflicte, dar totuși niște situații mai delicate în relațiile cu alții. Poate că au de-a face cu clienți, parteneri mai dificili, care se grăbesc, care sunt eventual mai egoiști sau sunt prinși în problema lor și nu îmi interesează de alții, de alte condiții. Ei, evident că este nevoie de oarece prudență, tact, diplomație și evident să încerce să înțeleagă adevăratele probleme ale celor cu care se întâlnesc, discută, negociază. Una peste alta, aspecte bune pentru ei, pentru Capricorn, pentru că Soarele și Mercur sunt în casa a 10-a, sunt căutați, sunt solicitați, li se acordă încredere, bună perioadă pentru cei care doresc să își schimbe locul de muncă, întâlnesc sau ajung să discute cu oameni, exact cu cei care pot lua această decizie, foarte posibil să fie vorba și să ajungă față în față, da, să fie un interviu de angajare în această săptămână, așa cumva spre mijlocul ei. De asemenea, bună, favorabilă, probabil prezența lui Venus în casa 11-a. Spuneam mai devreme că a 11-a este legată și de salarii, Venus guvernează casa 10-a, astfel încât foarte posibil să vadă că e pe termen mai lung, că e pe termen mai lung sau este de multă vreme, oricum o atitudine bună, favorabilă lor, chiar și a șefilor, a angajatorilor. Pentru cei care se angajează în această perioadă, foarte bine pot negocia un salariu bun, decent. Pentru cei care, să spunem, s-au simțit cumva neglijați în ultimul timp, Jupiter în casa a 6-a, pe mine mă pune la cele mai grele și uite că nu mă apreciază, nu mă respectă, foarte posibil ca ei, nativii Capricorn, să fie observat, hai să spunem, de vreo două săptămâni și încă mai au săptămâna asta bună, foarte bună, să vadă că totuși acum vin și banii pe care socotesc ei că îi merită. Deci, pot negocia, pot cere, pot solicita, se pot adresa direct șefilor, haideți că fac de multă treaba asta, o fac cât se poate de bine, consider și eu că merit să fiu, să primesc un plus. Evident, există asemenea situații în care
cineva încearcă, evident, să obțină și un plus salarial. Aceasta este perioada bună, foarte bună pentru ei, pentru nativii Capricorn. La vărsători, pentru cei care sunt dornici de afirmare, săptămână numai bună din acest punct de vedere. Venus încă zile, săptămâna aceasta și următoarea câteva zile, îi ajută să devină cunoscuți, îi ajută să întâlnească oameni care în această perioadă, da, sunt bine orientați față de ei. Zile de bani pentru nativii vărsători, luni și marți, foarte bine, pot veni, cine știe cum, un plus, un ajutor, un supliment, un bonus, ceva sub formă de recunoștință, mulțumire, spuneam, poate fi vorba despre un plus pentru succes, pentru rezultate, pentru activitatea lor. Care activitate nu este deloc ușoară? Marte în casa a șasea semnifică într-adevăr activități solicitante, deci chiar dacă acel Venus, spuneam că le aduce șansa să fie cunoscuți, acum, bineînțeles, pentru cei care sunt de ceva vreme, care au relații, în sensul că sunt vechi în locul lor, în domeniul lor, în branșa lor, sunt destule solicitări în această perioadă. De la mai mulți, evident, mai mulți, mai multe persoane, mai mulți clienți, dar sunt rugați, sunt ofertați cu situații, cu activități deloc ușoare. De aceea spuneam că este o perioadă destul de solicitantă pentru ei. Cu șansa sau lucrul bun care este că într-adevăr își pot confirma, știu eu, valoarea, cunoștințele, priceperea, tocmai de aceea rămâne acolo o vorbă, o idee, da, știu eu pe dânsul că a venit atunci, mi-a rezolvat problema aceea neașteptat de importantă, de complicată, dar oricând te poți baza pe el, ți-l recomand. Din acest punct de vedere, da, un câștig semnificativ pentru ei, pentru nativii vărsători. De asemenea, perioadă bună, foarte bună pentru cei care vor să schimbe locul de muncă, sunt și dacă li se dă un test, o probă, o încercare, toate șansele să o rezolve cu brio. Este important de observat faptul că nu întotdeauna, nu în fiecare zi ne ies lucrurile ușor, din prima, așa cum ne dorim. Sunt zile cu complicații, cu tot felul de lucruri care nu se potrivesc, soluții care nu au cum să dea rezultate. Ei, iată, asta spuneam mai devreme, pentru ei, pentru nativii vărsători, toate șansele să obțină rezultate bune, peste așteptări, astfel încât să lase acolo o impresie bună, grozavă. Pentru nativii zodiei Pești, chiar la început de săptămână, sunt cumva în atenția șefilor, clienților, bune zile, dacă asta își doresc, să se facă într-un fel oarecare cunoscuți, că au o reclamă, că au o prezentare, că vorbesc despre o noutate a lor, ce știu, ce mă fac de relativ scurt timp, de curând, am putea spune, da, zile numai bune, să vorbească despre acestea. Vor să facă bani în ansamblu, privind lucrurile mai mare, pe o perioadă mai lungă de timp, vor să facă bani, asta înseamnă că sunt dispuși să facă schimbări destul de importante față de ceea ce făceau până acum. Și aici putem vorbi foarte bine despre risc, numai că sunt cumva în principiu riscuri calculate, sunt lucruri pe care de care vor să țină cont, nu se aruncă orbește. Oricum, perioadă cu rezultate peste așteptări pentru ei, un plus de curaj, un plus de insistență. De ce spun asta? În general, semnele duble semnifică pliere, repliere sau variante de varianta B, cum se mai spune.
Poate că acest lucru, sunt situații în care acest lucru poate să fie bun, foarte bun, dacă n-a funcționat asta, hai să mergem să încercăm altceva, dar sunt și anume situații în care pe termen mai lung nu trebuie să abandonăm totuși o direcție, un fel, ceva care, hai să spunem, chiar dacă nu obținem rezultatul acum, știm că odată obținut, găsită cheia, soluția, rezolvarea, ne poate duce departe. Ei, asta spuneam despre ei, despre nativii pești, că sunt cumva perseverenți, țin la ceea ce știu ei, ceea ce simt ei că ar trebui să dea rezultate. Chiar dacă nu dă imediat, ei continuă totuși nu să spere, nu? Că sunt aici în plină activitate, sunt în plină acțiune. Din acest punct de vedere, da, calități ale lor. Referitor la planul financiar, sigur că Mercur și Soarele în casa 8-a poate să semnaleze nevoia obținerii unor fonduri sau recuperării unor bani sau bani de returnat. Din acest punct de vedere, da, ceva mai delicat. Oricum, important este că vor să scape de datorii, să se achite, să iasă la liman sau, în legătură cu ce spuneam mai devreme, dacă este vorba despre un obiectiv, o activitate pe termen mai lung, sunt dispuși să mai facă un efort financiar, dacă este cazul să apeleze la un împrumut, pentru că știu că nu va fi nevoie de a apela la un împrumut la nesfârșit, ci că se apropie și momentul în care să obțină rezultatele dorite și de atunci evident că vor putea să dea înapoi ceea ce au împrumutat și evident să aibă și niște câștiguri peste aceasta, ceva care să le asigure o oarecare liniște pe termen ceva mai lung. Am ajuns la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ca să fiți la curent cu horoscopul nostru, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Playtech Știri. Evident, să apăsați butonul de notificări ca să știți exact când începe emisiunea. Bineînțeles, dacă v-a plăcut, vă rog, vă invit să lăsați acolo un like, un comentariu, să puneți întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare!